tuturor, vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Vine până la urmă această invitație și în urma unei solicitări din partea dumneavoastră a mass mediei de a face cunoscute cât mai multe instituții publice care acționează pe raza municipiului Roman. Astăzi ne-am propus să facem o vizită Spitalului Municipal de Urgență Roman, un spital care în ultimii ani, din punct de vedere al dotărilor, a cunoscut adevărate măsuri de investiții în ceea ce privește aparatura medicală, în ceea ce privește infrastructura spitalicească. Mai multe detalii veți vedea și pe parcursul vizitei pe care o vom face astăzi. Pentru detalii tehnice se află și conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman. Am să rog pe doamna manager să ne dea câteva informații legate, pe de o parte, de ceea ce se întâmplă în această perioadă la Spitalul Municipal de Urgență Roman, planurile pentru acest an și, bineînțeles, și pentru anul viitor, când vom avea un an foarte important, dar în același timp și măsuri pentru creșterea actului medical, măsuri pe care le așteptăm cu toții și care să ducă până la urmă la o creștere a calității actului medical, având în vedere și ultimele investiții care s-au făcut în aparatură, de asemenea având în vedere și proiectul cu finanțare europeană care urmează să fie evaluat la fața locului, astfel încât acel centru de imagistică să devină realitate. Așadar, doamna manager, vă rog câteva informații tehnice legate de ceea ce se întâmplă în această perioadă în Spitalul Municipal de Urgență Roman, dacă vor mai fi intervenții și din partea colegilor dumneavoastră, după care să procedem la vizita în teren. Da, bună ziua și bine ați venit. Exact cum a spus și domnul primar, noi suntem în plin proces de reacreditare. Conform ordinului președintelui Autorității Naționale a Managementului Calității în Sănătate, am afișat la sediul unității panouri cu informații referitoare la acreditare. Obiectivul principal al Spitalului Municipal de Urgență Roman este îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților care se adresează spitalului nostru. Acest obiectiv principal este susținut de creșterea siguranței pacienților, cu o politică de prevenire a evenimentelor adverse asociate actului medical, asistenței medicale. Această creștere a siguranței pacienților se referă la pacientul de la intrarea pe poarta spitalului până când pleacă. Un alt obiectiv, o normare corespunzătoare pe fiecare secție, normare ce ține de gradul de dependență a pacientului și nu normare ce ține de numărul de paturi sau de suprafață. Un alt obiectiv, îmbunătățirea dotărilor cu aparatură și echipamente medicale, îmbunătățirea condițiilor hoteliere, precum și a infrastructurii interne și externe a spitalului, o creștere a veniturilor spitalului, o eficientizare a desfășurării activităților din spital, un sistem integrat în ceea ce privește calitatea, igienă și siguranța alimentului, cu sănătate și securitate în muncă și situații de urgență, colaborat cu controlul intermanagerial acel ordin 600 pe 2018, cu ISO 9001 pe 2015, plus cerințele Autorității Naționale a Managementului Calității în Sănătate. Și de asemenea, o asigurare a unui grad crescut de satisfacție a pacienților și aparținătorilor. Toate aceste obiective sunt susținute în acest an prin dotări, care o parte s-au și efectuat, o parte suntem în curs de procedură, o parte din proceduri s-au finalizat și s-au semnat acordurile cadru. Ce pot spune este, după cum știți, noi avem direcționați de la Ministerul Sănătății o sumă de 3.444.000 de RON cu sprijinul autorității primăriei, 10%, 117.000 de lei de la Consiliul Județean și 2.580.000 de lei din Fondul de Dezvoltare a Spitalului. Până în prezent au fost achiziționate 4 incubatoare pentru secția de neonatologie. Vom merge și veți viziona și vedea acele incubatoare. Au fost aduse de la Ministerul Sănătății prin Banca Mondială 5 aparate de anestezie,
4 General Electric și al 5-lea mult mai performant. De asemenea, s-a încheiat procedura pentru videorinolaringoscop flexibil pentru secția de ATI, căricior de resuscitare, pat de asistare la nașteri, spirometru, dispozitiv pentru apnee autosipap, brancard transport pacienți, masă de operație pentru chirurgie și masă de operație pentru ortopedie, pentru blocul operator. Pentru secția de recuperare, aparat magnodiaflux, combină electroterapie cu ultrasunete și combină electroterapie cu laser, ureteroscop semirigid, aparat de litrotriție endoscopică pentru urologie, sistem nefroscop pentru abort percutan, aparat de dezghețat plasmă pentru UTS, scaun consultații ORL, autoclav, cardiotocograf, pat cântar, monitor pacient funcții vitale. De asemenea, din procedura de anul trecut s-au luat tot anul acesta injectomate, lămpi scialitice, urmează să fie aduse, monitoare de funcții vitale, microscop binocular. Pe parte de infrastructură și reparații, s-au început lucrările de reparații la secția de recuperare și anatomie patologică, reparații hol central, casa scării și demisol, lucrări de asamblare gard metalic și porți centrală termică s-au efectuat la centrala termică, confecționare copertine pediatrie, compartiment îngrijiri paliative și acces policlinică, s-a semnat contractul, urmează să se desfășoare lucrarea, reparație capitală sistem de automatizare centrală termică, care este în desfășurare. Cam atât pe parte de lucrări. Dacă domnul director... Sigur, lucrările care vă le-a spus doamna doctor sunt cele care noi intenționăm să le încheiem la sfârșitul anului. În continuare mai avem proiecte care urmează să le... sunt în faza de achiziție și urmează să facem proiectul pentru expertizarea clădirii și efectuarea de lucrări mai departe. Urmează cea mai importantă etapă, este așa cum am pomenit mai devreme, finalizarea automatizării la centrala termică a spitalului nou, care va veni cu factor de noutate, va putea fi monitorizat prin electronic și vom avea în timp real informația despre modul cum funcționează toate cele 4 cazane din centrala termică. Se rezolvă felul acesta problema apei calde și disfuncție care ar fi dumneavoastră. Funcționarea va fi optimă la capacitate maximă, adică vor putea fi funcționale concomitent și la capacitate maximă toate cazanele și atunci evident că randamentul va fi maxim. Suntem în procedură și pentru un studiu DALI pentru spitalizare de zi, de asemenea pentru stația centrală de sterilizare, urmând ca anul următor să putem da drumul la lucrările pentru spitalizarea de zi și stația de sterilizare centrală. Mâine vine expertul care... Ca să spuneți pentru pacient care nu înțelege limbajul medical, ce înseamnă această acreditare? Bani mai mulți, servicii mai bune, pentru salariat, stabilitatea pentru financiară? Pentru pacient înseamnă servicii mai bune. Acea îmbunătățire a calității actului medical și acea satisfacție și siguranță a pacientului. Și pentru salariat, de asemenea, tot aceeași... În momentul unei continuități în ce există acum. Este certificarea existenței unor standarde de calitate, atât pentru pacientul care se adresează instituției noastre, cât și pentru angajatul care își desfășoară activitatea în unitatea noastră. Aceasta este o certificare și atunci cine se adresează serviciilor noastre știe că noi îndeplinim standarde de un anumit nivel. Și un avantaj în plus când solicitați probabil niște fonduri pentru... Deocamdată nu sunt repartizate fondurile sau serviciile, nu sunt decontate funcție de acest nivel de acreditare în momentul de față. Sigur,
acest sistem de management al calității la nivel național e după niște standarde care sunt în continuă mișcare, în continuă reanalizare. Ulterior, sigur credem noi că vor apărea și aceste decontări în funcție de ceea ce oferim de servicii și calitatea serviciilor pe care le oferim. Sunt șase nivele de acreditare. Nivelul 6 este spital neacreditat. Marea majoritate a spitalelor sunt la nivelul 5, în urmărire. Foarte puține spitale din țară, în momentul de față, au nivelul 2 de acreditare. Marea majoritate, 4-5. Spitalul îndeplinește în momentul de față toate condițiile pentru a primi acreditarea? Spitalul este acreditat ciclu 1 în 2015, acum suntem în reacreditare. Lucrăm pentru a avea un nivel cât mai ridicat. Da, cât mai... Și îndeplinește spitalul aceste condiții? Sau... Asta rămâne de văzut la momentul acreditării. Da, ați legat, director, considerați că îndeplinește? Nivelul 4 spre 5, da. Cine stabilește aceste criterii? Autoritatea Națională a Managementului Calității în Sănătate. Vă avantajează sau nu ordinul Ministerului Apărătului referitor la încheierea unui contract cu casa pe 4 ani? Care ar fi avantaje, dezavantaje? De obicei, acordul cadru cu casa era pe 2 ani, când apăreau normele. Acum au schimbat pe 4 ani. Ne avantajează și măcar o predictibilitate da. Faptului că se asigură o finanțare de un anumit nivel pe o perioadă de 4 ani. Nu ai negociere și se schimbă clauzele în timpul jocului, să zicem. Ai 4 ani, măcar știi să-ți faci un plan pe termen mediu. Plus că nu vă mai plimbați pe drumuri cu... Nu, e asta o problemă. An de an se va semna. Ce au spus a fost doar acordul cadru să fie pe 4 ani, să nu mai fie pe 2 ani. Dar an de an se semnează contract cu casa și se negociază în funcție de indicele de complexitate a cazului, de numărul de paturi, de durata medie de spitalizare. Era o discuție dacă se folosește sau nu indicele de utilizare a patului, că în prezent este o constantă și dacă vor să utilizeze exact indicele de utilizare real și nu constanta. Astea se modifică de la an la an. Pentru că sunt cifre diferite și în funcție de aceste cifre poți primi mai mult sau mai puțin bani. Care mai sunt măsurile pe care le-ați luat, acele măsuri anticorupție, ținând cont de faptul că spitalul a apărut pe acel nedorit loc 7? Da, noi chiar am avut o discuție cu comitetul director și sunt în lucru acele pliante cu spune nu corupției, mulțumirea noastră constă în sănătatea voastră. O să apară aceste pliante lipite pe ușele cabinetelor din ambulatoriu și la intrare în secție. De asemenea, la sfârșitul lunii octombrie o să... se desfășoare în unitatea noastră un curs de etică și integritate, anticorupție și antimită, tocmai pentru o mai bună înțelegere a normelor de etică, integritate și antimită, curs la care vor participa membrii Consiliului de Etică și medicii șefi de secție. De asemenea, împreună cu purtătorul de cuvânt, s-a făcut un clip publicitar antimită, care o să difuzeze în spital în acele televizoare pe care le avem la CPU și la triajul central și de asemenea o să fie difuzat și către presă, către dumneavoastră. Și cam atât în momentul de față. Nu ne-ați mai vorbit nimic de finalizarea proiectului cu asigurarea unității împotriva incendiilor. E gata sau nu proiectul acela? Idealul de hidranție este finalizat la sfârșitul anului 2018. Doamna Florac. Inelul de hidranție, interior și exterior, care a fost o condiție ce trebuia să o îndeplinim în luna ianuarie la vizita celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și pe care am rezolvat-o. Urma să primim autorizația de stingere la incendiu. Ideea este următoarea, că noi cu această acreditare mai avem de făcut unele modificări
Și atunci o să trebuiască să cerem celor de la ISU o reautorizare, tocmai pentru că apar modificări și față de ce este actual. Dar faceți față material, pentru că spuneați atunci că una din cauzele întârzierii acestei posturi sunt prea scumpe posturile. Da, ne-am făcut... Asta a fost anul trecut, anul acesta... Anul ăsta o să trebuiască să facem un efort să le îndeplinim, avem și sprijinul primăriei și sigur vom reuși să îndeplinim tot ceea ce ne ține de noi pentru acreditare ca și alocare bugetară în acest an. Este pregătit spitalul pentru iarnă? Mă refer la asigurarea financiară pentru salarii. Normal, tot pe final de an știți că sunt probleme. Și noi sperăm să avem, să ni se deconteze serviciile până la sfârșitul anului integral pentru anul. Noi sperăm să nu fie probleme. Vedem ce se mai întâmplă, vedeți că viața publică națională e în efervescență, nu știm ce modificări vor suporta. Dar în acest moment fondul de salarii e asigurat. Până la sfârșitul anului este asigurat în fiecare lună în baza sau decontat serviciile la nivelul 100%. Sperăm ca până la sfârșitul anului se desfășoare la fel de contare. Cu alimente și tot ce e necesar pentru iarnă? Da, suntem și în procedură, o nouă procedură de achiziții pentru blocul alimentar, tot ce presupune ca și alimente și nu se pune problemă să fie. Tot organizați concursuri, am văzut pe pagina dumneavoastră. Ce secții ar fi deficitare în privința asigurării cu personal? Ce personal ați mai avea nevoie? Medical și auxiliar? Da, am trimis la viața medicală ca și posturi de medici pentru un medic de medicină internă, tocmai pentru că doamna doctor Ciobanu a plecat la Bacău, de unde este, și rămânând postul liber l-am scos la concurs. Pentru boli infecțioase, de asemenea, pentru neurologie și radiologia s-a ocupat postul prin concurs. Iar ca asistenți, de asemenea, au mai fost unele ieșiri la pensie. Și atunci s-au vacantat posturile sau urmează să se vacanteze și s-au scos la concurs. O parte s-au ocupat, cele care nu s-au ocupat prin concurs se reiau. Pe parte de infirmieri îngrijitori, asta am și spus, se dorește o normare în funcție de gradul de dependență a pacientului și nici de cum de numărul de paturi de pe secție sau suprafața secției. Deci încadrarea este ok ca să asigure și serviciul medical. Da, da, mai sunt câteva posturi ce urmează să fie scoase la concurs, dar... Observăm în fiecare zi foarte multe prezentări la CPO, aceeași problemă. Două treimi vin pe jos sau cu aparținătorii și o treime cu ambulanța. Cele cazuri probabil mai importante. Cum încercați să rezolvați problema asta a aglomerării CPO-ului? Era o idee cu ambulatoriu sau cumva pe secții, niște birouri alocate sau nu știu cum ar putea să... Ca și prezentări în CPU, de la începutul anului 1 ianuarie până pe 30 iunie, pe 6 luni, avem o statistică de 21.283 de pacienți care s-au prezentat, cu o medie lunară de 3.543 de pacienți. Minima a fost de 74 de pacienți pe zi, maxima 169. Ca și din mediul urban, 9.313 pacienți, din mediul rural 11.970, pacienți aduși de ambulanță 7.871, pacienți internați 6.062, pacienți transferați la alte unități sanitare 112, pacienți decedați 15. Ca și ultimele luni, luna iulie, august, septembrie, prezentări 3.900, în medie de 3.900 pe lună. Pacientul care se prezintă la CPU, sunt obligați, medicii sunt obligați să îl consulte.
Într-adevăr, trebuie o campanie prin care, să spunem, să se prezinte întâi medicului de familie sau medicului din centrele de primire, centrele de permanență. Dar atâta timp cât ei doresc să vină în CPU, noi nu avem ce face decât să-i consultăm. Poate au mai multă încredere în medicii de la CPU. Da, într-adevăr, sunt și situații, cum ați spus, ca acele cabinete de ambulatoriu. În ambulatoriu, medicul este doar până la ora 14. Ca să mergi în ambulatoriu, trebuie să fii asigurat, trebuie să ai un bilet de trimitere de la medicul de familie, card de sănătate. Pentru marea majoritate e mai ușor să vii direct în CPU decât să mergi prin medicul de familie. Și atunci de aici aglomerarea în centru de primire urgențe. Eu vă propun totuși să mergem la scopul, da, mai avem două scopul vizitei noastre. Să facem chiar o vizită, nu? Ar fi imposibil ca prezentatorul de cuvânt dimineața prin eficientizarea comunicării noastre, pentru că vin la două, trei zile după ce primim de la salvare cazurile, să dimineața să se ducă în rața și să ne facă o informare scurtă, succintă. Nu este greu, dar eu știu de la purtătorul de cuvânt că de fiecare dată când ați solicitat a fost promptă. De la pompier nu solicităm, de la ambulanță nu solicităm, Ok, mă face și noi. Deci dimineața, dacă se duce în asta, noi știm cazurile. Atunci o să știm undeva că dimineața e ora 8, deci undeva în jurul orei 10 o să transmită situația din CPU. Și ultima întrebare legată de fază. Nu ne-ați mai spus, domnul primar spunea că este imposibil faza cu jandarmeria. Nu ați zis că vă interesați? Da, m-am interesat. Am vorbit cu domnul colonel Munteanu. Am înțeles că până în luna decembrie, când va deveni operațională punctul de lucru, unitatea de la Roman, coordonarea se face prin Piatra Neamț. Dumnealor și vin deci prin fața spitalului, opresc mașina, intră, dar nu au cum să stea, pentru că nu suntem instituție guvernamentală. Da? Iar la Iași mi-a explicat, trece și este jandarmerie doar acolo unde se face radioterapie și numai la instituție cu regim special. Și atunci e nevoie faza militarizată. Da. Ne puteți spune ce știți despre situația domnului doctor care a fost prins de către flagrant? Da, dumnealui este în control judiciar, se cercetează fapta. Ați declanșat și o anchetă internă? Poftim? Ați declanșat și o anchetă internă? Atâta timp cât se cercetează la nivel de instituții abilitate, este suficient. Și continuă să profeseze? În momentul de față, contractul este suspendat. Deci așteptați verdictul instanței ca să vedeți... Da, dacă instanța hotărăște că poate să-și desfășoare activitatea, până se finalizează întreg procesul, dacă hotărăsc altceva, noi ne vom face ce spune instanța. Flagrantul a fost în spital, știați ceva de el sau până ați aflat când a fost flagrant? Nu, nu știam. De unde să știm? Da, da. Aș vrea să vă mai întreb, că a spus că spitalul primește bani de la Primăria Roman, de la Guvern, de la Ministerul Sănătății și a spus și de un fond de dezvoltare. De unde sunt acei bani? Deci spitalul, prin funcționarea sa, generează niște venituri. La un dat, venituri minus cheltuieli, rămâne un fond care se folosește de la an la an, cheltuieli de dezvoltare. De asta e epoxidic. Ce faci? Și toate poluante, toate cele patru spre. Să...